Două dezbateri au avut loc pentru organizarea celor două evenimente. Participanții au cerut ca cele două sărbători să nu fie organizate în timpul campaniei electorale, ci după. În cele din urmă, Ziua Constanței va avea loc pe 21 mai, înainte cu două săptămâni de alegeri, iar Ziua Copilului nu se știe dacă se mai organizează din pricina faptului că participanții la licitație nu au fost eligibili. Licitația pentru Ziua Constanței însă nu ar fi fost corectă, susține unul dintre ofertanți. Primăria nu și-a respectat propriul caiet de sarcini. A pus acolo niște condiții care n-au fost respectate chiar de către membrii Comisiei de Evaluare a Proiectelor. De cerințele minimale impuse prin caietul de sarcini, noi veneam cu o diversitate de evenimente în proiect, numai puțin de 6 la număr, în condițiile în care contracandidații noștri aveau 75% din spectacolul lor numai teatru. Pentru Ziua Constanței, primăria are un buget de 600.000 de lei. Conform ofertei depuse, Asociația Hara ar fi asigurat constanțenilor un spectacol de parașutism în premieră, dar și o defilare a motocicliștilor. Am venit cu un element inedit, o aterizare a 12 parașutiști chiar acolo pe faleza din Constanța la o oră de maximă audiență, un lucru care nu s-a mai întâmplat în Constanța și care, cred eu, face parte din diversitatea pe care noi am propus-o la acest proiect. Gândit de asemenea să oferim ceva și persoanelor cărora le-ar fi greu să ajungă în zona destinată special pentru acest eveniment, respectiv zona peninsulară. Și ne-am gândit să facem o latură a proiectului nostru și pentru persoanele defavorizate, pentru bătrâni, pentru cei asistați social. Pun o contestație către o comisie de contestație care trebuie să soluționeze această problemă în câteva zile, da? Iar ei fac comunicat la presă ca să ce? Să intimideze comisia sau care e scopul ei? Ce te spune comisia? Că nu am eu ideea acum. Care? Da. Nu, chiar mă zice. Reprezentanții Asociației Culturale Hara sunt hotărâți să dea primăria în judecată și să facă plângere la DNA. Dacă va fi respinsă această cerere, ce veți face mai departe? Vom înainta încă o contestație în instanță de data aceasta și vom anunța DNA.